Animalele sălbatice dau iama tot mai frecvent în gospodăriile mușcelenilor, iar autoritățile se uită neputincioase la pagubele provocate, asta pentru că animalele au legea de partea lor. În căutare de hrană intră în gospodării până lângă case și mănâncă tot ce găsesc, de la mâncare lăsată prin curți până la animalele domestice. Luni noaptea, viceprimarul din comuna Buie de Jos a rămas fără poneiul pe care îl avea de 12 ani. A făcut descoperirea de dimineață când a auzit câinii călătrau. Era deja prea târziu. Un urs i-a sfâșiat animalul pe care copiii săi îl îndrăgeau atât de mult. Pot să spun în curtea casei, că asta este foarte aproape, un animal sălbatic și după urmele care se văd la fața locului, numai urs a fost, mi-a omorât azi noapte un ponei. Pe lângă faptul că l-a omorât, l-a și mâncat aici la fața locului, ceea ce consider că este destul de grav. Acum, gândiți-vă și dumneavoastră, sunt în curtea casei, eu aici trăiesc, am doi copii, familia. Noi stăm aici, să fie atacat așa. Ați văzut ce s-a întâmplat, puneiul era foarte iubit de către copiii mei. Am anunțat primăria locală, organele competente, am înțeles că se constituie o comisie formată de către reprezentanții ai Direcției Agricole, ITRSV, Agenția Județeană pentru Pescuit și Vânătoare, Ocoale Silvice, numai că suntem la miezul zilei, poneiul este tot la locul respectiv, eu nu știu ce să fac în continuare, la noapte animalul sălbatic o să vină din nou. Ce facem, ne baricadăm în casă, stăm pitiți, aștept să mănânce, am și alte animale aici, sunt oameni în zonă care își duc animalele la grădini, ne mănâncă în case. În calitate de reprezentant al autorităților locale a încercat să găsească o soluție la această problemă, dar nu a găsit. Acum omul stă cu frica unui nou atac al ursului în gospodăria sa. La fel ca și în cazul câinilor pe grui care au atacat și au mâncat animalele oamenilor, nu putem decât să sesizăm mai departe. Noi nu avem capacitatea nici logistică, nici legală să intervenim în vreun fel față de aceste animale sălbatice. Nu mă înțelegeți greșit, iubesc animalele și animalele sălbatice, am o grămadă de animale, dar așa ceva nu se poate. Deja suntem invadați. Sunt foarte multe, am înțeles că s-a dat un ordin al ministrului în care urșii ar trebui, o parte din ei, animalele sălbatice mari ar trebui lichidate, sunt foarte multe. Nu mai avem siguranță să mergem cu animalele la grădini. Avem animale puține, domestice, și foarte multe animale sălbatice. Eu le iubesc, îmi sunt dragi, îmi place să le văd, dar nu așa, nu atât de multe. Organele competente, și aici mă refer la cei care se ocupă de silvicultură, ar trebui să intervină. Sunt foarte mulți lupi. Săptămâna trecută au atacat aici pe Unistar și au mâncat un mânz. Urșii, după cum vedeți, au venit până lângă casă. Noi cum ne putem apăra? Ce să facem? Să creștem 20 de câini, 30 de câini pe lângă o casă ca la stână să ne putem? Păi legal nu avem cum să creștem așa ceva. Cum să ne apărăm? Spuneți-mi dumneavoastră, dați-ne o soluție. Eu, și la primărie, am sunat astăzi la Direcția Agricolă, iar răspunsul domnilor de acolo a fost să facem o cerere. Bun, zic, facem o cerere și mai departe se constituie o comisie. Da, dar când vine comisia? Că astăzi eu trebuie să fac ceva cu animalul, că la noapte ursul vine iară. Și la noapte mai este, dispare, o să fac ceva cu poneiul, dar ce fac cu animalele, că mai am un mânz, mai am viței, mai am niște purcei, ce fac acum, mă mut aici, stau cu flăcări aprinse, ce să facem? Asociațiile de vânători consideră că cei doi urși care au fost propuși pentru împușcare în Rucăr nu va rezolva problema. Mai mult decât atât, asociațiile nu sunt interesate de vânarea acestor urși pentru că nu s-a lecut nimic și trebuie să plătească și o redevență către stat. Situația a scăpat de sub control datorită mulțirii necontrolate și neintervenind la timp ca să stabilim numărul de exemplare pe care teritoriul României îl are actuală ca număr de hectare și ca număr de animale pe hectar care pot trăi și conviețui împreună. Astfel, pentru că viața unui animal sălbatic valorează mai mult decât a unui om în ochii guvernanților, mușcelenii se tem pentru viețile lor, se trezesc cu ursul în bătătură și nu pot face nimic pentru că riscă să ajungă pe gratii. Specialiștii anunță că în viitorul apropiat se vor întâlni din ce în ce mai multe cazuri de urși găsiți morți prin păduri sau prinși în lați, pentru că este normal ca fiecare să își apere gospodăria.